Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Nimicirea păcatului. La gândul că va veni vremea când vom scăpa într-adevăr și pentru totdeauna de păcat. Nimicirea păcatului pe pământ, pentru un anumit popor, pentru o anumită biserică, un grup de oameni sau o persoană, poate să aibă loc prin o trezire spirituală, o mișcare de reformă spirituală prin care păcatul este îndepărtat și omul continuă viața cu o altă față, una nouă, după voia lui Dumnezeu, o viață de neprihănire. Să privim asupra acestui aspect de-a lungul istoriei biblice și chiar de-a lungul istoriei bisericii. În Vechiul Testament, când Dumnezeu s-a ocupat de Israel, găsim scris în Cartea Judecătorilor, la capitolul 2, de la versetul 10, cum s-au derulat lucrurile în cursul a sute de ani. Vorbește aici mai întâi despre vremea lui Iosua. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel, adică ce spunea Domnul, nici scripturile, nici puterea. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, au slujit Baalilor, au părăsit pe Domnul Dumnezeu părinților lor, care îi scosese din țara Egiptului. Și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii poporului care îi înconjurau, și s-a închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Și spune versetul 16, Domnul a ridicat judecători ca să îi zbăvească din mâna celor ce îi prădau. Versetul 18, când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrăjmașilor lor, în timpul vieții judecătorului, căci Domnul se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăseau și îi chinuiau, dar după moartea judecătorului, iară se stricau. Deci s-a desfășurat istoria Vechiului Testament așa, în niște cicluri rotative. Cădeau în păcat și ajungeau în disgrația lui Dumnezeu, Dumnezeu se mânia pe ei, îi pedepsea. Atunci ajungi la necaz, chemau numele Domnului, Domnul ridica câte un izbăvitor și se întorceau la Dumnezeu, dar stătea o generație asta. Sau câteva generații și iară se prăbușeau și tot așa în valuri a mers istoria Vechiului Testament. Vreau acum să deschidem în cartea Apocalipsei și să ne folosim întâi de Biblie și apoi să facem apel și la istorie și să ne dăm seama că istoria bisericii de la Domnul Iisus până acum tot așa s-a desfășurat, tot în valuri, ca și istoria Vechiului Testament. Spune în Apocalipsa capitolul 2, de la versetul 2, știu faptele tale, osteneala, răbdarea, că nu poți suferi pe cei răi, la început n-aveau ce căuta între ei. Că ai pus la încercare pe cei ce zici că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit pentru numele meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta? Este că ți-ai părăsit dragostea din tâi, adus dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. S-a înregistrat mai întâi o scădere în dragoste. Și în paralel de asta, faptele au dispărut. Că așa spune Matei 24, cuvintele Domnului Iisus, din pricina mulțirii fără de legilor, dragostea se răcește. Și biserica a scăzut. Și Domnul a apelat la ei să se întoarcă, să se pocăiască. Și a spus, dacă nu vă pocăiți, uite ce vă fac, vă iau sfeșnicul. Sperăm sfeșnicul să fie pe la noi pe undeva. Dar dacă mai ține lumea asta mult și nu vine Domnul și nu ne întoarcem la Domnul așa cum îi place, Domnul mută sfeșnicul mai departe. Că El e stăpân. Dacă respectivele biserici nu se întorc la dragostea din tâi și la starea care îi place lui Dumnezeu. Vreau să privim tot sub aceste două aspecte, în Vechiul Testament și apoi în Noul Testament, la anumite momente în care oamenii au înțeles că păcatul trebuie eliminat și au făcut reformă în viața lor. Și vreau să privim la aceasta la gândul că, știu eu, cândva ne vom gândi și noi așa să luăm vreo perioadă mai serioasă și mai lungă de post și de rugăciune și să fim hotărâți să facem reformă. Că de povestit povestim noi cam ce trebuie și ce nu trebuie, o recunoaștem, dar o reformă serioasă ne-ar trebui. În care fiecare se verifice pe sine și lucrurile care pe el îl țin departe de Dumnezeu sau pe noi în colectiv să fie date afară și astfel să fie și să aibă loc o reformă. Domnul să ne asculte la gândul acesta.
Vreau să privim la trei imagini din Vechiul Testament. Prima, deschideți la Cartea Judecător, capitolul 6, la acea nimicire a idolatriei prin Gedeon. Uitându-ne aici la starea în care ajunsese poporul, Judecător 6, de la versetul 8. Domnul a trimis copilul Israel un proroc și le-a zis, așa vorbește Domnul, eu v-am scos din Egipt, v-am scăpat din mâna egiptenilor, versetul 10. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și uitați-vă la versetul 25, acolo în casa tatălui Gedeon era un altar al lui Baal și un par închinat Astartei. În Cananul, unde locuiau acum izraeliții, pătrunsese idolatria. Dar în paralel cu idolatria, să vedem care era starea poporului de la versetul 1. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au introdus idolatria. Domnul a dat în mâinile lui Madian timp de 7 ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lor. Versetul 3. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec și cu fiile săruitului și porneau împotriva lui. Tăbăreau în fața lui, nimiceau roadele țării până la Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Versetul 6. Israel a ajuns foarte norocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. În momentul în care se lăsau de Domnul, cum am zice noi în termenii noștri, nu mai erau pocăiți, venea și prăpădul peste ei. Când ei se închinau la Dumnezeii poporilor din jur, Domnul și dădea pe mâna poporilor din jur. Și erau robi mai întâi spiritual și în același timp ajunseseră să fie robi și fizic. Și ajunseseră la nimica, și spiritual, și în plan național, erau nenorociți de tot. Dar nu puteau să scape numai de una și să rămână cu cealaltă. Ei ar putea să scape de madianiți, dar de Baal nu vreau să scape. Și de fapt nu vreau să înțeleagă că mai întâi era peste ei apăsarea lui Baal și apoi apăsarea madianiților. Și în această situație îl cheamă Dumnezeu pe Gedeon. Și pentru că două apăsări era peste popor, mai întâi îl trimite pe Gedeon să scoată pe Baal afară și după aia pe Madian, că altfel nu se putea. Rețineți ce spune de la versetul 25 al capitolului 6. În aceeași noapte, când Domnul l-a chemat, i-a zis, ia vițelul tatălui tău, un altar de 7 ani, dărâmă altarului Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteii, care este deasupra. Să zidește apoi și să întocmește în vârful stâncii un altar Domnului. Și aici se înregistrează două reacții. Oamenii din cetate au spus, de ce a atentat Gedeon la Baal? Numai că tatălui a spus în versetul 31, oare datoria voastră să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor. Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineața. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-a dărâmat altarul. Au făcut scandal, că de ce le-a scos pe Baal afară? Unii. Și unii au spus, păi pe Dumnezeu nu poți să-l dai afară, să-ți bagi joc de el. Dacă acest idol este Dumnezeu, să se apere. Dumnezeu se pare că a mișcat inima oamenilor de acolo și unii s-au trezit din această amorțire. Și după ce a fost nimicită idolatria, abia apoi îi spune Dumnezeu lui Gedeon, versetul 14, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Și după aceea, pagina 134, după ce a nimicit pe Baal, Gedeon a fost îmbrăcat de Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat să meargă după el. După ce a nimicit pe Baal, reține ce s-a întâmplat. Duhul Domnului a venit peste ei. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zablon, în Neftale, care s-au suit ca să le iasă înainte. S-a produs o mișcare în țară. Până atunci, dacă i-ar fi chemat la război, n-aveau curaj, n-aveau inimă. Dar când au îndepărtat Dumnezei străini, Duhul Domnului a venit peste ei și au primit putere. Și numai a dat o știre Gedeon prin țară. Și Domnul a făcut să se producă o mișcare. Mișcare care a adunat, fără ordin de chemare, cum ar fi acum de la CMJ-ul să-i cheme, au venit cu toții ca și chemați. Cine i-a chemat? Duhul lui Dumnezeu prin strigarea dată de Gedeon. Și s-au înrolat cu toții să fie eliberați din mâna lui Madian. Și întoarcem o foaie în 8 cu 28, spune aici,
Madian a fost smerit înaintea copilor lui Israel și n-a mai ridicat capul. Și țara a avut odihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. În ce a atârnat de fapt eliberarea? I-a adus Madian la nimica și stăteau și sufereau și s-ascundeau prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Și au început să strige către Domnul: Doamne, scapă-ne! Dumnezeu a luat aminte și a spus: da, vă scap, dar uite care e procedura. Scoateți pe Bal afară, atunci eu pot să mă prezint în mijlocul vostru, în locul altarului Bal faceți alt altar, vin și vă dau izbândă. Și a fost greu să dea Dumnezeu izbânda? Cu 300 de oameni au bătut 120.000, că erau 301, primul era Dumnezeu. Că așa s-a spus, sabia lui Dumnezeu și apoi sabia lui Gedeon. Dar nu s-a putut nimic fără reformă. Privim la un al doilea caz din Biblie, care este mai amplu. Reforma sub împăratul Iosia în Iuda. Deschideți la a doua carte a Cronicilor, capitolul 34. Poporul din nou era într-o stare de păcat, de decădere, idolatrie. Veți vedea dumneavoastră cât de mult. Și în vremea acestui împărat tânăr s-a produs o schimbare totală în viața spirituală a Israelului. Ne-ar interesa pe noi cum s-a putut produce așa ceva. Cum s-a făcut mișcarea aceasta? Primul punct al acestei mișcări nu s-a produs din senin. Acest împărat tânăr a început să caute pe Domnul. Și rețineți 34:3, în al 8-lea an al domniei lui. Și citiți în versetul 1, când avea 8 ani a ajuns împărat. Deci 8 și cu 8 fac 16. La 16 ani acest împărat a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. A început să fie interesat. Cum l-o fi căutat, cu post, cu rugăciune, dar l-a căutat. Și în al 12-lea an, asta înseamnă la 20 de ani, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idoli, de chipuri cioplite, de chipuri turnate. Au fost 4 ani de căutare, până când și-a dat seama de lucrurile care nu sunt bune și a început să le dea afară. Și Dumnezeu n-a stat nepăsător în fața acestei căutări a lui Iosia. Și citim în capitolele și versetele următoare că Domnul li s-a descoperit, vom vedea cum, dar totul a pornit de aici, de la căutarea lui sinceră. Și lângă asta mai deschideți la 2 Împărați 22 cu versetul 7, spune despre oamenii care lucrau la templu: dar să nu li se ceară socoteală de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit. Dumnezeu se descoperă la oamenii care îl caută și la care sinceri, care lucrează cinstit. Dar la unul ca Iuda, care își mecherește, nu îi se mai descoperă Dumnezeu nici de cum, n-are cum, decât la cine e sincer și vrea să-l caute pe Domnul. Un alt aspect, rămânând aici în 22, citim versetul 8, atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis: am găsit o carte. Șafan a citit-o înaintea împăratului. Versetul 11, când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Următorul pas, au dat de Biblie, de partea de Vechiul Testament care o aveau ei. Și când au început să o citească, au început să se deștepte. Fără Scriptură nu te poți trezi. Scriptura ne trezește. Ea ne învață care e realitatea. Față de Scriptură putem vedea în ce măsură și la ce capitole suntem deplasați. Și lângă Scriptură, întoarceți pagina, au mai venit și un mesaj profetic. Ce frumos e când prorocii sunt în același ton cu Scriptura și ne îndeamnă să ne întoarcem la adevăr. Citim aici în versetul 15, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel: spuneți omului care v-a trimis la mine, iată, voi trimite norocirea asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Prorocia a coincis cu Scriptura și aceasta l-a făcut pe Iosia să-și sfâșii hainele, inima i s-a înduioșat și s-au deșteptat cu toții la adevărata realitate. Nu putem altfel să înregistrăm o trezire decât dacă vom pune preț pe spusele Scripturii și pe mesajele care le dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă astea pe noi nu ne încălt și Dumnezeu spune, Duhul Sfânt repetă și pe noi ne lasă rece, cum să facă Dumnezeu o trezire? Mai târziu, în cartea profetului Ieremia, nu mai citim, doar vă amintesc, iar au găsit cartea legii, scrisă cuvintele lui Ieremia, și le-au citit înaintea împăratului și scrie acolo că împăratul a luat briceagul logofătului și a tăiat cartea și a aruncat-o pe foc. Cum să se trezească un astfel de om?
care nici nu-i pasă de Scriptură. Însă aceștia s-au deșteptat, s-au trezit. După ce și-au dat seama din cele spuse de Biblie, rețineți cum au procedat ei. Citim aici de la capitolul 23, versetul 1. Împăratul Iosia, când a aflat ce spune Scriptura, și-a aflat că aceasta e voia Domnului și că în momentul acela trăiesc ei, a fost înștiințat prin Duhul lui Dumnezeu pe prorocița Hulda, a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți bărbații și cu toți locuitorii Ierusalimului, preoți, proroci și tot poporul, de la copii până la cel mai mare. A citit înaintea lor toate cuvintele din cartea legământului pe care o găsise în casa Domnului. I-au familiarizat pe popor și a citit în auzul tuturor, iată ce spune Scriptura. Și uite unde suntem noi față de ea. Împăratul stătea pe scaunul împărătești și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile, învățăturile și legile lui din toată inima, din tot sufletul, ca să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia, scrise în cartea aceasta. Și tot poporul a intrat în legământ. Următorul pas a fost, după ce a citit-o în fața tuturor, să se angajeze toți, să se întoarcă la Domnul din toată inima, să respecte Scriptura așa cum este. Au făcut legământ că vor să împlinească tot ce e scris în carte. Fără un asemenea angajament solemn, nu se poate face ceva. De aceea este indicat să se predice adevărul așa cum este și când Dumnezeu va găsi de cuvință, după ce unii se roagă și Dumnezeu îi conștientizează, să se ia o hotărâre, cum că vrem să ne întoarcem la Scriptură, la Dumnezeu. Un alt pas, cel practic, acesta a fost momentul teoretic, când au consimțit toți împreună să facă reformă. Acum a urmat momentul practic. Citim de la versetul 4, în continuare. Împăratul a poruncit marului preot, începând cu cei de sus. Să vedeți câtă idolatrie, urăciune și păcat era în țară. Urmăriți-mă în versetele următoare, citiți din Biblie, să vedeți cât au avut de făcut curățenie, câtă stricăciune intrase în țară. De la versetul 4, acolo de la jumătate. Toate sculele care fusese făcute pentru Bal, pentru Astartea, pentru toată oștirea cerurilor, le-a ars afară din Ierusalim în ogoarele Chedronului și a pus să ducă cenușa la Betel. A izgonit pe preoții idolilor, puși de împărații lui Iuda să arde tămâie pe înălțimii în cetății lui Iuda și în împrejurimii Ierusalimului și pe cei ce aduceau tămâie lui Bal, soarelui, lunii, zodilor și întregii oștiri a cerurilor. A scos din casa Domnului idolul Astartei și l-a dus afară din Ierusalim la pârâul Chedron, l-a aras la pârâul Chedron, l-a prefăcut cenușă, iar cenușa a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. A dărâmat casele sodomiților, care erau în casa Domnului, unde femeile împleteau coduri pentru Astartea. A adus pe toți preoții din cetății lui Iuda, a pângărit înălțimile unde deau preoții tămâie, de la Geba până la Berșeba. A dărâmat înălțimile de la porți, la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății și cea care era la stânga porții cetății. Versetul 9-11. A îndepărtat de la intrarea casei Domnului cai, pe care împărații lui Israel îi făcuseră să se închine soarele, lângă odaia dregătorului Netan Melec, care locuia în Mahala și ars în foc carle soarelui. Împăratul a dărâmat altarele de pe acoperișul odăiei de sus, ale lui Ahaz, pe care le făcuseră împărații lui Iuda și altarele pe care le făcuse Manase, în cele două curți ale casei Domnului, după ce le-a sfărâmat și le-a luat de acolo, le-a aruncat țărâna în pârâul Chedron. Împăratul a pângărit înălțimile care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării, și pe care le zise Solomon, împăratul Israel, Astartea, urăciunea sidonienilor, lui Chemoș, urăciunea moabiților, și lui Milcon, urăciunea firului lui Amon. A sfărâmat stâlpii idolești și a dărâmat Astarteile și locul lor le-a umplut cu oase omenești. A dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam. V-ați putut imagina câte idolatrie se adunase? Că-ți vine să zici că erau temple și idol câte acum prăvălii. Și pe deal, și pe costă, și în templu, și pe acoperiș, și în tinda cutare, și în cutare, peste tot, câtă stricăciune s-a adunat în țară. Au avut ce face curățenie. Dar ce este de sesizat aici? Pe lângă că au nimicit toate capiștele astea, au nimicit și preoții care răspundeau de astea. Că dacă li s-a distrus meseria, n-au mai apucat să facă gremă ca argentarul Dimitrie și ar fi trebuit să-i bage în șomaș tehnic. Dar așa i-au scos de pe linie și o băga la cimitir. Că nu poți face curățenie fără să faci curățenie și în preoții ăștia. Iosia, ca un împărat, a făcut curățenie și în materie vie și în materie moartă. Și a făcut ordine cu tot poporul, pentru că Domnul produsese o mișcare. Dar nu uitați că Iosia an la rând l-a căutat pe Domnul. An la rând de căutare, când oamenii sinceri voiau ceva din partea Domnului. Ceea ce vreau să sesizăm mai departe, este că după ce au distrus totul, au
repus, descrieți acum la 2 Cronici 35, au aranjat din nou în casa Domnului lucrurile cum trebuie. Au pus slujbele la loc, preoții la loc, să fie rânduială. După ce au distrus pe Bal, acum să slujim Domnului din nou. 2 Cronici 35, de la versetul 2. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat în slujba casei Domnului. Rețineți, le era teamă la ăștia. Dar Iosia i-a îmbărbătat, fiți liniștiți. Acesta e templul Domnului, nu al lui Bal. Prindeți curaj și slujiți Domnului mai departe. Versetul 3, a zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului, puneți schivotul sfânt în casa pe care este Solomon. N-aveți să-l mai purtați pe oameni, slujiți acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului său, pregătiți-vă pentru slujbă. Versetul 5, luați-vă locul în sfântul locaș după feluritele case părinții ale fraților voștri. Jerfiți paștele, sfințiți-vă, pregătiți-vă. A pus totul la punct. După cum era scris în Biblie, preoți la loc, leviți la loc, întăreți ușieri și toate fiecare la locul lor. Și urmăriți versetul 18, au ținut o sărbătoare a Paștilor, reforma asta a fost în apropierea Paștilor. Nici o sărbătoare a Paștilor nu mai fusese prăsnuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-a prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care erau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite Paștele acestea. Nu i-a fost rușine să spună 17 ani l-am ținut cum nu trebuie și acum am aflat care e adevărul și le ținem după Scriptură. Și Dumnezeu a consemnat aceasta în Sfânta Carte. Că din nou s-au schimbat lucrurile și au fost după Biblie. Dacă ne-am uitat acum față de ce a fost în biserica primară, ce e acum la Paști și de sărbători și prin biserici în lumea asta și de unde au pornit? De la ceva frumos. Istoria Vechiului Testament se repetă în Noul Testament. Ce frumos ar fi în vreo țară să se facă așa ceva, să se distrugă toată idolatria. Deci au revenit la ce spune Biblia. Și apoi, spune aici 34 cu 32, au păstrat asta. S-a schimbat nu numai în 18 ani, și de acolo încolo a rămas bine. 34 cu 32. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copilului lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor în tot timpul vieții lui. Până atunci a învățat ce are de făcut, le-au schimbat și de atunci și până la moartea sa au rămas după Scriptură. Frumos! Să dea Domnul și la noi așa ceva. Și cel de-al treilea caz din Vechiul Testament, deschideți, vă rog, la Esra și Nemia, acolo o să ne oprim. Acel moment după întoarcerea lui Israel din robia babiloniană. Am avut loc o reformă prin Ezra. Cum a început acea reformă? Cine au fost inițiatorii? Ezra 7, cu versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. V-am spus, reforma nu se naște din senin. Nu o să ne apară aici pe frontispiciu cum ne apar cântările. Așa dintr-o dată. Uite așa și așa să vă pocăiți. Trebuie să ne întoarcem noi la Scriptură, să le studiem îndeaproape, să ne dăm seama de ce vrea Dumnezeu și să aplicăm. Apoi, în capitolul 9, spune așa, versetul 3, lângă studierea Scripturilor a mai pus Ezra două lucruri înaintea să-i proce trezirea, post și rugăciune, Ezra 3. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți și se temeau de cuvintele Dumnezeului Israel din pricina păcatului fiilor robie și am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. În clipa când se ducea jertfa de seară, m-am sculat zmedirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate. Am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis. El știa ce spune Biblia și când a văzut ce se petrece și alții l-au informat, nu numai că a intrat în post, dar a fost sfâșiat de durere. Și până seara a stat întins cu fața la pământ și seara s-a ridicat și a rostit o rugăciune de post, de post. Doamne, și spune, eu vă spun în sinteză ce spune rugăciunea sa. După ce am păcătuit de-a lungul generațiilor și acum Tu ne-ai scos din robia babiloniană, să ne apucăm iară din nou de păcat. Și spune el, sunt îngrozit, uluit și mi-e rușine, Doamne, ce să-ți mai spunem? Și întoarceți la capitolul 10, versetul 1. Pe când sta Ezra plângând
Și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați și femei și copii, și poporul vărsa multe lacrime. Numai așa se poate produce trezire. Dacă cineva suferă pentru asta, dacă cineva e conștient care e deplasarea de la adevăr la realitate, se pune pe studiul Scripturii, se pune pe post, pe rugăciune, și Dumnezeu va începe să moaie inima celor din jur, să vină lângă el, să îi se tașeze și să înceapă să plângă și ei, femei, copii, oameni. Și atunci unul dintre ei a spus: am păcătuit, dar Israel n-a rămas fără nădejde, să facem acum legământ cu Domnul și să ne întoarcem. Și spune în versetul 4, scoală-te, că-și treaba aceasta te privește, noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Deci lângă Ezra au mai fost aceste căpetenii care au venit și au spus ce păcat este, care au plâns alături de el, s-au îmbărbătat reciproc și a spus: nu se poate, Domnul va da izbândă. Să ridice Domnul oameni care pot să plângă, care știu care e voia Domnului și care știu ce trebuie făcut. Și atunci se poate revitaliza viața întregului popor. Spune aici în 10 cu 15 că unii au fost împotrivă. Numai comuniștii ziceau că n-au opoziție, dar o Doina Cornea și alți dizidenți și ei tot au avut. Deci opoziție a fost de când e lumea. Și aici au fost câțiva împotrivă. Dar n-au putut să facă nimic aceștia, că era o mișcare dictată de Duhul lui Dumnezeu pentru niște oameni sinceri care doreau din inimă sinceră să se întoarcă la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate sta nepăsător față de așa ceva. Când vrea cineva să facă reformă, se poate. Cum spunem, de exemplu, acum, păi nu mai putem scoatem acum televizorul, că au prea mulți. Nu vrem să-l scoatem. Și dacă au mulți? Fiecare îl scoate pe a lui. Și care nu, îl scoatem noi cu TV-ul cu tot. Se poate. Și dacă sunt mulți? Și dacă e prins greu? Numai dacă nu vrem, ne întoarcem la Biblie, atunci nu se poate. Știți, acolo în Ieremia spune: întoarceți-vă. Și ei spun: nu vrem să ne întoarcem. Care nu vrea, n-ai cum să-l pocăiești. Ăștia prins adânc în păcat și nu puțin, mulți. Dar au spus: trebuie să facem cum ai spus, măcar că asta nu e o treabă de o zi sau două. Nu contează cât ne ia. Uitați ce s-a realizat aici. Versetul 2. Am păcătuit, au recunoscut, luând femei străine, dar Israel n-a rămas fără îndești din privința aceasta. Și acum versetul 8. Și că după părerea căpetenilor și bătrâni, oricui nu va veni în trei zile, se vor lua averile și el însuși va fi zgonit din adunarea fiilor robiei. S-au mărturisit, au spus: trebuie să facem, că suntem deplasați de la adevăr și cine nu vrea, să fie dat afară din adunare. Păi nu-i tot acum și procedura la fel? Doar o hotărâre fermă și o acceptare a schimbării. Apoi, mergem acum la Neemia 13, un caz tot din vremea aceea. Vedeți, acum nu se respectă programul de biserică, unii își permit să meargă la piață. Este o libertate. Și uitați, Neemia ce a făcut aici. Pe vremea aceea am văzut niște oameni călcând în tească în ziua sabatului, aducând znopi, încărcând măgari cu vin, struguri cu smochine. Spunea cineva într-o biserică de la țară: pe ce n-a fost numai patru într-o biserică de vreo 80? Dar unde a fost? Pe ce a fost târg atunci? De era Neemia acolo conducător de adunare și ce făcea cu ei. I-a mustrat chiar în ziua în care își vendeau mărfurile, mergea la piață. Mai erau și alstirieni străini care au venit cu mărfuri în Ierusalim în ziua sabatului. Versetul 17. I-a mustrat pe mai mare lui Iuda și le-am zis: ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți? Ori n-au lucrat așa părinții voștri? Versetul 19. Am poruncit să se închide porțile înainte de sabat, din dată ce le va ajunge umbra, și să nu se deschidă decât după sabat. Și au mai venit negustorii, versetul 21, i-a mustrat și ne-a zis: pentru ce stați noaptea înaintea zidului? Că negustorii au venit târgoveții cu mașinile și noi au lăsat în parcare și au stat acolo lângă ușă, știi? Și au spus: de vă mai prind, aici s-a terminat cu voi. Știi că au făcut numai de două, trei ori lucrul acesta și leviților să vină să curățească și să păzească sabatul. Și i-a lecuit. Da, asta înseamnă hotărâre fermă. Și dacă vrei să faci un lucru, să te ții de el. A sta de ei, a supravegheat să vadă, ne reformăm sau nu ne reformăm? Dacă le spunea numai așa întrecât, umbla cu o portavoce prin piață, să nu mai mergi la piață duminică, ce ar fi spus? Ăsta e de la noi. Dar dacă stai acolo și pândești și faci o notare așa, atunci el vezi care se împotrivește. Și atunci chiar cine nu vrea, pot să iei o atitudine. Și acum întoarceți puțin la Neemia 8, asta e ceva foarte simplu. Dar e greu pentru noi, că așa suntem noi, nu putem să ne plecăm. Că dacă până acum am făcut așa, de ce să ne schimbăm, ca să înseamnă puțină smerenie? Dar asta intră în pocăință. Neemia 8. Era vorba de sărbătoarea corturilor. Și nu mai ținuse ei sărbătoarea corturilor după Biblie. Și s-au apucat să citească din Biblie la sărbătoare.
Nemia 8, de la versetul 1. Tot poporul s-a strâns și au zis cărturarului Ezra, hai să facem studiu biblic, să aducă cartea legii lui Moise. Versetul 2. Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuite din bărbați, femei și toți ce cereau în stare să o înțeleagă. Versetul 3. A citit în carte de dimineața până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața tuturor celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Versetul 8. Ei citeau de slușit din carte și arătau înțelesul, adică predicau, cum am spune noi, ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Și n-au vrut să fie numai ca o poveste, la gata să spui ca o critică. Măi, a spus frumos, știi care este ideea regizată, frumos. Ei au vrut ce au citit și ce au înțeles să aplice. Și citim mai departe versetul 12, căci înțeleseseră cuvintele pe care le se tâlcuiseră. A doua zi, imediat aplicarea, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise lui Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi la 7 zile. Au trimis să răspândească vestea în toate cetățile lor și la Ierusalim să spună, duceți-vă la munte, aduceți ramuri și faceți corturi. Păi uitați ce frumos este, ce simplu se face reformă. Citești duminica în Biblie cu mâini și lunea dimineața și dai și aplici. Cum? Simplu, cum e scris. Dar noi imediat ne izbim, dar până acum n-am făcut așa. Dar cine e de vină că între timp ne-am străcat, ne este greu să ne întoarcem la ce e scris? Îmi spune acum cineva într-o biserică, ce era vorba de verighete. Unul care vrea să le apere zice, păi putem să le avem, cum adică noi nu suntem în cult, păi mergem cu cultul. Noi mergem cu Biblia, măi, cultul suntem noi, cum facem noi, așa rămâne. Că nici în biserica asta pentecostală, în țara asta, nu sunt toți pentru așa ceva. Dar nu este greu să ne întoarcem la Biblie? Doar citim și aplicăm, simplu. Nu-i greu, cum a spus Domnul Iisus, nu-i ceva greu. Cum spune Deuteronom, legea asta, nu-i ceva așa în coduri astronomice și nu putem înțelege, e ceva simplu, citim și aplicăm. Haideți acum să privim în Noul Testament. Poate spuneți dumneavoastră, asta e în vechiul. Ne obosiți cu lecții din astea vechi testamentale. Așa zicea cineva către mine, păi tu predici din vechiul și din vechiul. Dar Domnul Iisus de unde a predicat? Din Noul Testament, da? Păi ceva din vechiul, dar apostolii de unde a predicat? Păi vechiul, dar înțelegerea Vechiului Testament și apoi continuat cu Noul Testament. Și noi acum citim din Noul Testament. Ce spunea Domnul Iisus în privința aceasta? Matei 23:23. Vai de voi, doctori în teologie și oameni ai bisericii. Cam așa s-a traduce acum. Cărturari și farisei fățarnici. Pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Întoarceți-vă înapoi la ele. Nu trebuie să fie lăsate nefăcute. Și spunea Domnul în Matei 18, pentru vremea noastră de acum, 18 cu 17 și 18, despre cei care nu vor să se încadreze, dar dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Biserica are dreptul și posibilitatea dată de Domnul, cum spuneam noi la momentul potrivit aici cu rugăciune și cu procedura biblică normală, să ia atitudine față de păcat, ca păcatul să fie dat afară. Doar nu să credeți că e Dumnezeu vinovat sau îngeri în final, cum de bisericile și creștinismul a ajuns la ora asta așa. Cine o să fie vinovat? Dar oamenii care l-au permis și l-au îngăduit. Că biserica n-a luat atitudine, nu față de păcătoșii care vin, ci față de cei dinăuntru. Să ne uităm acum la ce spuneau apostolii. Apostolul Pavel, fapte 20, zice el prezbiterilor, era la conferință, 20 cu 28. Luați seama, dar la voi înșivă, că aici e prima fisură. Și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, dar unii parcă nu văd ce se întâmplă în biserică. Ca să păstoriți biserica Domnului care a câștigat-o cu însuși sângele lui, știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi, între dumneavoastră, între noi, între lucrători, rețineți ce spune Biblia. Lupi răpitori care nu vor cruța turma, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța, e vorba de Panvon. Lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor, de aceea vegheați. Dar dacă nu există veghere, apoi spune Apostolul Petru, 2 Petru, capitolul 1, în noroc s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat, vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți
Nu puțin, mulți vor urma în destrăbările lor și din pricina oricare adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor, că banul-i tenta, vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Și același lucru spune și Iuda în epistola sa, Iuda, versetul 11, 12 și toate celelalte, 22. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu, nu vă lăsați îndepărtați, că de aici pleacă totul, se denaturează de la dragoste. Și o ultimă privire a Noului Testament, că aici se aseamănă cu Vechiul Testament. Deschidem la ceea ce spune Apostolul Pavel la 2 Timotei 3, ce va fi acum și ceea ce este. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. A, probabil pentru cei de afară, nu, pentru că spune de ce, versetul 4. Vânzători obraznici, îngânfați iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Cei de afară îi tăgăduiesc numele, ăștia dinăuntru îi tăgăduiesc puterea și au forma. Sunt unii printre ei, versetul 7, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. Este învățătură, dar nu ce trebuie uneori. Și apoi, la profeția despre biserici, Apocalips, capitolul 2. Aici ne se spune ce s-a întâmplat în cursul veacurilor. Am citit deja de la Efes, nu mai repet, cum a început decăderea, așa cum versetul 14, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să te dea la curvie. Iată ce s-a întâmplat în timpul istoriei. S-a permis păcatul în biserică și nu s-a făcut reformă. Și cei care au ținut păcatul au fost ca în Vechiul Testament, ca în timpul Domnului Iisus și ca și acum. O singură imagine vreau să luăm din Noul Testament. Ar fi mai multe, dar istoria e foarte scurtă, doar 100 de ani, primii 100 de ani sunt prinși. Ne uităm la biserica din Corint, 1 Corinteni 5. O biserică înființată de Pavel, așa le spune el, că e părintele lor spiritual. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie, ca și dacă nici chiar la păgând nu se pomenește, până acolo că niște lucruri murdare se petrec. Și voi v-ați fălit. Și ce le spune Pavel? Nu mai putem să facem nimic. Așa le spune? Spune urgent că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Pavel n-a fost de față. De la distanță a știut că nu sunt buni și a și judecat și a analizat, a și dat verdictul. Și ca o dovadă că biserica din Corint trebuia curățită, nu le-a spus, vedeți, numai acesta se vede dat afară. Auziți ce spune versetul 11? Și v-am scris să n-aveți un fel de legătură cu vreunul care măcar că zice, frate, totuși este un curvar, cazul acesta. Da, și ia și pe ceilalți la rând, la cum de bani închinător, la idol, de făimător, bețiv. Și spune Pavel, măi, comproces verbal, prindeți-i pe toți. Nu mai faceți, așteptați până altă tură. Prindeți-i pe toți ăștia într-un proces verbal și faceți ordine în biserică. Ca să rămână curată, că în final trebuie să arate biserica sfântă și fără prihană. Doamne, ajută-ne așa și pe noi. Și Pavel le-a îndemnat, le-a scris scrisori și a venit la ei. Și ce s-a întâmplat în Corint? Asta aș vrea să întâmple aici. Deschideți la 2 Corinteni 7. Lucrurile pot fi făcute și în forță, dar nu este indicat. Ce am vrea noi, că așa e biblic, să se producă o trezire, ca pe un fundal de pocăință. Cine atunci nu vrea să se pocăiască, atunci poți să iei tot atitudinea de plină libertate. Uitați ce spune aici. 2 Corinteni 7 cu 8. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Versetul 9. Totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea doastră v-a adus la pocăință. Dar cei nu erau pocăiți cei din Corint? Între timp se stricase pocăința în Corint. Și Pavel s-a rugat pentru ei. Pavel le-a trimis scrisori, i-a conștientizat. Și atunci biserica încă sinceră, în ei s-a produs o trezire. Și a spus, măi, ce s-a întâmplat cu noi? Așa am primit noi pe Hristos, la pocăință înapoi. Și chiar și cei căzuți din ei au fost recuperați, pentru că s-a produs luarea acestor măsuri pe un fundal de pocăință. Așa să dea Domnul și la noi, repet. Ca să ne trezim și atunci se poată fi recâștigați chiar cei care se înclinați spre păcat. Că putea Iosia să facă reformă fără să le predice, să intre în legământ. Asta să-mi dea să nimicească prea mulți din țară. Ori Domnul vrea să fie recâștigați și recuceriți toți cei care se poate. Și numai care chiar se împotrivește și nu vrea, față de acela, să se ia atitudine și măsură în ultima instanță. Privind apoi în istoria bisericii, a fost nevoie de reforme din când în când. Ce s-a ajuns după anul 1000, dar și până atunci cu biserica? Și a fost nevoie de o reformă.
Dar într-o sută de ani au decăzut și reformații. Și care nu mai cânta ca ei, i-a aruncat din vârful stâncilor și reformatorii din Elveția și cei din Germania. Au rămas la siglă, nu la adevăr. Mai târziu a fost nevoie de altă reformă. Prin anii 1900 a început reforma penticostală, născută din acele celule de trezire, de studiu și rugăciune a lui Wesley, ale metodistilor. Și este nevoie și a fost nevoie de-a lungul istoriei, de aceste momente de reviriment, de trezire. Dar acestea, v-am zis, de-aia am citat aceste lucruri, nu se nasc de la sine ca o bombă. Gedeon a fost un om frământat și Dumnezeu l-a trezit, uite, de asta nu pot folosi. Iosia a fost un om care 4 ani a căutat după Dumnezeu. Și după 4 ani a găsit ce spune în Biblie. A venit prorocița cu adevărul. Ezra a fost un om care a căutat în Scripturi. Când a văzut ce se întâmplă, a plâns, drobit, a postit. Și Domnul a produs o mișcare ca un vuiet care a făcut să le fie trezită inima. Pavel în Corint, aceeași mișcare. Luther, aceeași mișcare. Oamenii s-au trezit. Asta este procedura biblică de eliminare a păcatului prin reformă spirituală. Este procedura cea mai indicată, când oamenii se trezesc și renunță la păcat cu scârbă. Și să încheiem cu 3 lucruri care trebuie să reținute în privința aceasta. Primul, păcatul este o realitate. Noi suntem creștini și Biblia condamnă clar păcatul. Sunt religii care spun că păcatul este o idee. Păcatul de fapt nu există. Nu, păcatul este o realitate și încă una gravă. Este o realitate cu efecte catastrofale. Deschideți doar la cartea lui Iosua să vedeți realitatea păcatului și grozăvia sa. Iosua 7, de la versetul 10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu pe care l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat, au mințit, le-au ascuns pentru lucrurile lor. De aceea copiii lui Israel nu pot ține pe vrăjmașilor lor, vor da dosul vrăjmașilor lor, că sunt dat spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire în mijlocul vostru. Iosua, este păcat. Nu mai aveți biruință ce mânt cu ziua de astăzi. Eu nu mai sunt cu voi și v-am abandonat. Asta e realitatea păcatului. Însă, versetul următor spune, scoală-te. Cum spune și profetul Isaia, deșteaptă-te tu care dormi. Scutură sărâna de pe tine, fă reformă în viața ta. Scoală-te, sfințește poporul, sfințiți-vă pentru mâine, că în mijlocul tău este păcat. S-au trezit toți, a fost nimicit Acan și Domnul a dat izbândă. Dar altfel nu se putea, că asta e legea lui Dumnezeu. Un al doilea principiu care trebuie să fie reținut, păstrarea adevărului biblic. Până face Domnul reformă, frați și surori, măcar ce avem să păstrăm. Că dacă nu până face Domnul reformă și ce avem, s-o pierdut tot. Măcar din ce avem să nu mai lăsăm. Măcar din puținile adevărul care ne rămân uneori, măcar la astea să nu mai cedăm. Ci ce avem să păstrăm. Îi spune Dumnezeu în Deuteronom capitolul 4 lui Israel prin Moise. 4:5. Iată v-am învățat legi și porunci. Cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu? Vestul 6, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră. Înaintea tuturor poporilor care vor auzi vorbind și toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Să le păzim. Și spune Domnul Iosua, nu copt cartea aceasta a legii, să nu cumva să depărtezi de gura ta. Cuși deasupra ei. De-abia atunci vei avea izbândă, vei lucra cu înțelepciune și vei realiza tot ceea ce vrea Dumnezeu să facă prin tine. Păstrarea adevărului biblic. De aceea adu-ți aminte, de-aia spune Dumnezeu la biserica din Efes, adu-ți aminte, cum ai primit. Sunt lucruri care le-am primit bine la pocăință și astea trebuie ținute. Să nu lași o iotă din ele. Când le-ai lăsat, te poate lăsa Dumnezeu. Și mai există un al treilea principiu? Nevoia distrugerii formelor păcatului și întoarcerea la adevărul biblic. S-ar putea în anumite puncte să nu fi primit bine credința. Și atunci e nevoie să te întorci la adevărul biblic cum sună după Scriptură. S-ar putea să fi decăzut între timp și atunci e nevoie de reformă și de întoarcere la adevăr. Și citim în privința aceasta că de fapt aceasta a fost tema noastră, acest al treilea principiu, întoarcerea la adevăr. 2 Cronici 34:27. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite,
Pentru că ți-ai sfârșiat hainele și ai plâns, eu am auzit, zice Domnul. Ca să se poată produce pocăință, este nevoie să fim sensibili la chemarea lui Dumnezeu, la chemarea Scripturilor. Și dacă așa va fi, atunci este nevoie să facem un angajament comun. Ne întoarcem înapoi la pocăință. Așa am citit și nu mai repet, că au făcut legământ cu tot poporul să se întoarcă înapoi la legea Domnului. Și un ultim pasaj, Faptele Apostolilor 18, să știți că nu e o rușine, nici pentru mine care predic, nici pentru altul care cântă, nici pentru altul care prorocește, nu e o rușine. Dacă n-ai practicat bunul lucru, să faci reformă în viața ta, să te pocăiești, nu e o rușine. Avem aici pe Apollo, care era un învățător iscusit, dacă era membru la Betel, el ținea studiul biblic, și cu Apostolul Pavel prin rotație, care cum se nimereau aici, și măcar că învăța amănunțit, l-a luat Aquila și Priscila și i-a spus ceva despre lucrarea Duhului Sfânt. Putea să spună Apollo, pe mine mă înveți după ce am ajuns eu să învăț pe alții? Cum să mai schimb de acum învățătura? Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 25. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Am vorbit cu îndrăsneală, dar Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea Domnului. Și el s-a dus la stăruință. Dar câți predicatori la ora asta, care sunt cu nume, câți mai sunt în stare ca și Apollo să meargă la stăruință? Câți pot să mai reformeze în viața lor? Aici este greu. Eu știu că scrie, dar dacă până acum n-am făcut așa ce vrei, acum să accept. Dar nu este o rușine pentru o biserică întreagă, dacă pentru o țară întreagă n-a fost o rușine să se întoarcă la adevăr. E rușine pentru un om sau pentru cineva, dar cine suntem noi? Pavel n-a crezut că este cineva în legea lui? Și când Dumnezeu l-a pus în genunchi și la 3 zile de post la Anania și a spus, cum să fac? O fi întrebat, cum să țin mânuțile la botez așa, să mă botez, să fiu băiat cu minte. Și Dumnezeu a putut să lucreze cu el. Și spune apoi în capitolul 19, că a întâlnit Pavel niște ucenici. Ați primit voi Duhul Sfânt? N-am auzit. Au fost în stare să accepte, să se întoarcă la adevăr. Nouă ne este greu să ne mai întoarcem la adevăr. Dacă noi nu ne întoarcem la adevăr, nici Domnul nu se întoarce la noi. Domnul ne tot vorbește. Eu v-am dat exemple despre oameni care Dumnezeu i-a chemat și ei s-au întors la adevăr și nu e o rușine să te întorci. E rușine să mergi înainte în prostia ta și a mea. Dar e plină Biblia de exemple care Dumnezeu i-a chemat și spune Biblia în Osea, cu cât e chemat Dumnezeu mai tare, cu atât ei făceau mai împotrivă. Că așa e câte unul care e îndărădnic, când îi zis să vină de ciudă, atunci nu vine. Dar Biblia nu-i pentru astfel de oameni, pocăința e pentru alții. Se spune uneori și cineva îmi spunea, măi voi de la Betel să nu cădeți în mândrie. Și am spus să ne păzească Domnul. Unii cred că noi ne ținem mai sfinți. Eu am spus și nu puteți dovedi altfel. Noi dacă stăm mediocru, noi avem nevoie de pocăință. Păi sunt atâtea lucruri care unii le păzesc de teama celor din slujbă. Spuneam recent cuiva, am fost într-o familie la rugăciune și cum procedează uneori surorile astea de ultimă oră, urgent la dulap și își pun baticul în cap. Și apoi nu reușesc să deschizi bine ochii până, pac, l-a dat jos. Mi-a zis, ce cu Iisus ăsta de dulap? Așa e Iisus, e ca un simbol ăsta, știi? Ai un Iisus de dulap și unul de biserică, știi? Și lei pe Iisus până te roși, apoi îl pui frumos în dulap să nu umble nimeni la el. Asta nu-i pocăință. Păi, dacă ar fi o adevărată pocăință, știi? Umblă câte una așa, te zici că acum se pregătește să sară pe teren și acum intră la o cursă de atletism și când vede că vin frații repede și apeiau haine, de ce cu schimbarea asta? Iisus nu a fost acolo, de el nu ți-a fost rușine? Sau, doi, știi, jocă table și când vin frații, dau repede cu... Deci, este nevoie la toate astea să ne reformăm, să ne întoarcem la o pocăință adevărată. Eu știu că alții au și mai mare poate nevoie de reformă, adică vreau să spun și mai distanț față de adevăr. Dar noi nu suntem cum trebuie. Păi dacă am fi cum trebuie, am clocoti în adevăr. La biserică ar fi lacrimi, ar fi pocăință, ar fi descoperiri, ar fi mărturisiri, ar fi o slujire ca atare, adecvată, până alții vor face reformă, haide să o facem noi.
Și dacă Domnul va da și vom mai posti și va găsi Dumnezeu un moment când va sufla acel duh al trezirii, că asta nu putem produce când vrem noi, să hotărâm noi comitetul, gata, pe 25 ne trezim. Dacă nu sună ceasul, cei care dor se pot trezi de la ei. Numai dacă altcineva trea spune ceasul să sune sau îi deșteaptă. Dar Dumnezeu, repet, nu o face din senin, că pe atunci programează Dumnezeu. Este o căutare a noastră, dorința noastră de a ne întoarce la adevăr, de a ne fi greață de păcat. Și Dumnezeu va răspunde acestei chemări a noastre. Și va aduce un foc binecuvântat. Poate îl va aduce Domnul după un moment de răceală, dar să-l aducă Domnul și să ne ajute să ne întoarcem la adevăr. Să fim o biserică sfântă și fără prihană și să-i ajute Domnul pe toți împreună cu noi. Un creștin adevărat nu va dori să ajungă numai el în rai, ci va dori să ajungă cu toți, că asta e dorința lui Dumnezeu. A lui să fie slava în veci. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.